Ciprian Ciucan, directorul Direcției Județene de Administrare a Drumurilor Județene, a afirmat că din moment ce nu au fost emise avertizări de cod galben sau portocalii pentru ninsori abundente, nu pot fi încheiate contracte suplimentare. Da, contractul de iarnă s-a încheiat pe data de 15 martie, conform acordului cadru, pentru că aveam un contract subservenț, conform normativului de zăpezire, perioada de intervenție este 15 noiembrie 15 martie. Având în vedere faptul că nu au fost atenționari meteo, cod galben, cod portocaliu de ninsori, nu ne-am permis să mai putem încheia un alt contract subservent, astfel încât să putem lua o dezăpezire. Singura problemă unde s-au semnalat câteva precipitații de ninsoare este Dobrovăț. Din cauza Lapoviței și Poleiului, mai multe tiruri au fost blocate. În fiecare an, iarna la Dobrovăț se încăpățânează să nu se încadreze pe contractul de dezăpezire a drumurilor județene. Și de această dată suntem nevoiți să intervenim cu utilaje proprii pentru a debloca drumul județean DJ247. Unii șoferi au fost luați prin surprindere de vremea iernii, chiar și după ce și-au schimbat deja anvelopele.